Bine v-am găsit! Voi face astăzi un aperitiv din legume. Pentru aceasta am nevoie de 2 cartofi raș, 500 de grame de conopii de rasă, 2 morcovi raș, 150 de grame de telemea rasă, 3 ouă, am bătut 3 albușuri spumă aici, am 3 gălbenușuri frecate cu 2 linguri de ulei, 3 linguri de lapte, 2 linguri de făină și aici am o tavă în care am pus hârtie de copt. Prima dată voi pune la fund cartofii. Cartofii și morcovii am amestecat cu o lingură de ulei, puțină sare și piper. Și am să pun prima dată cartofii aici ca să se așeze, deci nu am pus pentru legarea lor nimic, fiind chiar la fund se vor rumeni și se lipesc. Așa stabilizez și hârtia de copt. I-am răzuit pe răzătoarea mare. Trebuie puțin presați ca să se lege în timp ce se coc. Așa. Și acum voi pregăti din ouă compoziția care va lega tot preparatul. Am aici gălbenușurile frecate cu 2 linguri de ulei și le amestec cu albușurile. După această rețetă fac rulada cu brânză de vaci, tot din 3 ouă. Iese foarte bine. E o compoziție intermediară între papară și compoziția de pandișpan, doar fără zahăr. Pun puțin din lapte. Făină. Deci făină doar 2 linguri. Dacă sunt toate pregătite, merge foarte repede. Maxim o jumătate de oră ia fără coarcere toată pregătirea ingredientelor. Așa cum voi pune puțin peste cartofi. Să fie ca un liant. Îl pun morcovii. Presez și morcovii puțin. Așa voi pune și peste morcov puțină compoziție.
Și acum voi pune separat într-o farfurie cam o treime din compoziție pe care o voi pune deasupra. Și aici în bol, pentru că se amestecă mai bine, am să pun conopida. Conopida trebuie să o amestec cu această compoziție ca să se lege mai bine. Și voi pune și din cam 100 de grame, din 150, 50 le las pentru ornat. Deci omogenizez toată compoziția de conopidă rasă și de lemnea și amestec cu acesta care îl fac și pentru ruladă. Acum voi turna și conopida peste. Vedeți, merge foarte repede și e un aperitiv foarte gustos, arată și bine. La suprafață îl voi orna cu roșii și de lemea rasă. Și îți voi pune deasupra această compoziție care am lăsat-o să fie mai aspectuoasă la suprafață și care se va și lega. Și am să-l fac la cuptor, cam la 160 de grade, 30-35 de minute. O să urmăresc să fie rumenită bine la suprafață. Au trecut 35 de minute. Am scos. Arată foarte bine, o să-l las să se răcească puțin și după aceea am să-l desfac și îl pun pe un platou și o să-l ornez. Am o roșie pe care voi tăia felii subțiri, telemea și câteva frunze de oregan o să iau. Dar le rup din ghiveci în momentul când am nevoie de ele. S-a răcit puțin, scot partea aceasta și după ce se răcește complet, după aceea voi orna, că nu pot să pun roșiile peste ea fierbinte. Și am să o întorc invers. O să-l întorc. Așa, acum am să ornesc cu felii subțiri de roșie.
să pun în mijloc puțină telemea rasă. Să pun și câteva frunze de oregano. Așa arată. Vă doresc poftă bună. Am să tai o felie.